să fie sus, vă spun și eu. Și mă bucur să fiu în mijlocul noastră în această seară. Așa cum am bucurat să ascult din nou cântările pe care le cântam și noi pe vremuri în seminar și sigur după aceea ca preot. Când revine, zic eu, destul de dificilă misiune să vă vorbesc despre mir. Chiar mă gândeam acum am venit spre catedrală. Pentru că dacă despre alte sacramente în mare știm cu toții, la nivel de mir, din câteva considerente, lucrurile, să știți că sunt destul de nebuloase. Dacă v-aș întreba acum ce este mirul, putem să răspundem cu toții că e o taină. Ați fost miruit? Sigur că ne-am miruit la Mănăstirea Cutare sau la Mănăstirea Cutare. Se face această confuzie între sacramentul mirului și ungerea ulei, așa cum este specifică și Biserica Majoritară și unor și la noi. O altă confuzie apare, dacă vreți, din faptul că sacramentul ca aplicare este foarte scurt. Dacă ați fost pe la câte un botez, se termină botezarea copilului, se face o rugăciune, îl unge preotul cu mir și se trece mai departe. Cum e la mod asta să se facă poze, până să uită unul altul pe telefon dacă a ieșit poza, s-a terminat cu aplicarea sacramentului mirului. Prin urmare, e de bun augur faptul că vorbim în seara aceasta despre mir, pentru că e sacramentul maturității noastre, este sacramentul care repetă, dacă vreți, peste fiecare dintre noi, harul rusaliilor, este sacramentul care ne maturizează și ne aruncă, dacă vreți, în focul luptei. Și vă spun în câteva cuvinte ce ne transmite Cateismul Bisericii Catolice vis-a-vis de sacramentul mirului. Împreună cu botezul și euharistia, sacramentul mirului formează ansamblul sacramentelor de inițiere creștină, a căror unitate trebuie păstrată în Biserica Orientală, biserică din care facem și noi parte ca și tradiție, la momentul de inițiere se aplică și botezul și mirul și în unele părți chiar și Sfânta Împărtășanie, sigur ca și anticipare pentru momentul primei cuminecări, dar sunt toate aceste trei sacramente ale inițierii. Iar sacramentul mirului este necesar pentru că, dacă vreți, spunem în limba română, împlinește sacramentul botezului, desăvârșește harul baptismal. Și vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele de la 14 la 17. Aflând că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, apostolii care erau la Ierusalim au trimis acolo pe Petru și pe Ioan. Aceștia au coborât la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să li se dea Spiritul Sfânt. Pentru că nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei. Ei au fost botezați doar în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și au primit Spiritul Sfânt. Deci, atât, au fost botezați. Apostolii au pus mâinile peste ei, au făcut această epicleză, s-a coborât Spiritul Sfânt peste ei și a maturizat, dacă vreți. Sigur, în Vechiul Testament, profeții au vestit că Spiritul Sfânt se va odihni peste Mesia cel așteptat. Am văzut acest moment la botezul Domnului și, sigur, Hristos l-a promis că îl va da mai departe ucenicilor. Voi trimite la voi un alt mângâietor care să fie cu voi până la sfârșitul veacurilor. Lucrul acesta s-a împlinit în momentul rusaliilor și din acel moment, ca și efect al coborârii Spiritului Sfânt, nu, s-a născut biserica. Ucenicii au început să predice, să proclame, să vestească faptele minunate ale lui Dumnezeu. Cateismul Bisericii Catolice, la articolul 1288, spune așa. De atunci, pentru a împlini voința lui Dumnezeu, apostolii le-au împărtășit neofiților, prin impunerea mâinilor, darul Spiritului Sfânt, care duce la desăvârșire harul botezului. De aceea, în scrisoarea către evrei, Sfântul Pavel vorbește despre impunerea mâinilor, învățătura despre botez și, sigur, această impunere a mâinilor este pe bună dreptate recunoscută de tradiția catolică ca și originea sacramentului mirului, care perpetuează într-un fel în biserică harul rusaliilor. Un sacrament care se aplică atât de scurt, în câteva minute, în cadrul rânduielii pe care o facem la botez și iată care e atât de important. De multe ori nu ne gândim la el. De multe ori, cum ziceam și la început, considerăm că e o simplă ungere cu ulei, gata, m-am miruit, părintele, am scăpat. Nu. E un sacrament fundamental pentru noi, atât ca inițiere, cât și ca și maturizare. Cateismul Bisericii Catolice, articolul 1289. Foarte curând, pentru a semnifica mai bine darul Spiritului Sfânt la impunerea mâinilor, s-a adăugat ungerea cu ulei parfumat, cu crismă sau cu mir. Da? Această ungere ilustrează numele de creștin, adică de uns, care își trage originea din numele lui Hristos însuși, pe care Dumnezeu l-a uns cu Spiritul Sfânt. Și acest rit al ungerii s-a păstrat atât în Orient cât și în Occident până în zilele noastre. La noi, în partea orientală, acest sacrament se numește mir, ungere cu crismă sau mir care în sine înseamnă crismă.
În Occident, denumirea este cea de confirmare, este o confirmare a botezului care completează această inițiere creștină. Fac o paranteză. La occidentali e desfăcut de botez. Da? Se face botezul copilului mic, mirul se face la 12 ani, la vârsta unei anumite maturități. Sigur că acolo ei rețin mult mai bine acest moment, recunosc, e prezența episcopului, cel care conferă sacramentul mirului, e mai de relevanță pentru ei, mai de rezonanță și rămâne mai bine întipărit în mințile celor care au primit la noi, pentru că ni se dă la botez, e mai greu, dar Spiritul Sfânt pe care îl primim lucrează și trebuie să lăsăm să lucreze, ca ulterior să putem să aducem rod. În primele secole, mirul sau confirmarea au constituit, ca și la noi, o unică celebrare cu botezul. Sfântul Ciprian vorbea de un dublu sacrament. Pe măsură ce biserica s-a extins logic, da? Pentru că au crescut numărul de copii și numărul de botezuri și așa mai departe, pentru că n-a putut episcopul să fie prezent peste tot, lucrurile au început să se separe, mai ales în Occident. Și atunci preoții botezau copii și la un moment dat reuneau pe cei ajuns la 12 ani, venea episcopul și le oferea sacramentul mirului, tocmai pentru că această desăvârșire a botezului era, dacă vreți, rezervată episcopului, da? Ca să separe într-un fel cele două sacramente. La noi au rămas împreună. Preotul este cel care conferă în bisericile orientale botezul, sigur cu mirul pe care anterior l-a consacrat episcopul. Deci prezența episcopului, chiar dacă nu e fizică, e acolo bine semnificat. În ritualul acestui sacrament trebuie să luăm în considerare și semnul ungerii. Să nu uităm că sacramentul, taina, are o realitate vizibilă care arată că de desubt există o realitate mult mai profundă, invizibilă, da? Vorbim despre sacramentul căsătoriei, vedem inelul. Vorbim despre euharistie, vedem pâine și vin. Vorbim despre sacramentul confirmării al mirungerii, vorbim despre această ungere, despre acest ulei. Pentru că prin ea se oferă pecetea spirituală. În simbolismul biblic și antic, dacă ne referim la ungere, sigur, vorbim despre uleiul care are semnificația abundenței și bucuriei, cel care curăță, cel care dă suplețe, este semn de vindecare, care alină loviturile, te face strălucitor și sunt atât de multe elemente, mai ales în Noul Testament, care sunt ușor pentru noi să facem referire la ele și care ne vorbesc de unt de lemnul care mângâie. Toate aceste semnificații, sigur, se regăsesc și în viața sacramentală. La botez, înainte de botezare, neofitul, copilul sau după caz adultul este uns cu ulei, uleiul catehumenilor, care înseamnă purificare și întărire. Mergem apoi la masul care se aplică bolnavilor, vedem acolo vindecare și alinare, tot așa, prin simbolismul acestei ungeri. Da? Ungerea cu Sfânta Crismă după botez la mir și la preoție este simbolul consacrării și prin mir, noi cei unși, adică creștinii, participăm printr-o mai mare măsură la misiunea lui Isus. Am putea spune până acum, așa, concluzionând, că dacă prin botez intrăm în biserică și ne naștem a doua oară, prin mir devenim oficial participanți la misiunea lui Isus Hristos, la viața spirituală, ne punem în slujba lui Dumnezeu. Conștientizăm mai mult ceea ce s-a întâmplat cu noi prin taina botezului, despre care deja ați ascultat aici în catedrală. Prin ungere, Catehismul Bisericii Catolice, articolul 1295, cel miruit primește în semnul sau pecetea Spiritului Sfânt. E foarte important. Nu se vede, dar se simte, cum era pe vremuri expresă. O trăim în noi. Este simbolul persoanei, semnul autorității. Dacă în Imperiul Roman soldații aveau tatuați nu doar numele legiunii, ci și numele comandantului, pentru noi ca și creștini, sigur avem această pecete a Spiritului Sfânt care ne confirmă că suntem ai lui Hristos, suntem ai lui Dumnezeu. Mi-am notat aici un citat din scrisoarea lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 30, care sună cu multă greutate pentru fiecare dintre noi, creștinii botezați și miluiți. Și zice așa, Pavel, să nu întristați pe Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dacă am devenit mielușei lui Hristos, dacă am fost botezați, am fost răscumpărați prin scump sângele Său, iată că prin această pecete nu ne putem permite să rușinăm lucrarea Spiritului Sfânt în fiecare dintre noi. Iisus Hristos însuși spune despre El că este însemnat cu pecetea Tatălui Său, iar creștinul primește și el această pecete și scrie Pavel în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 22. Cel care ne întărește pe noi împreună cu voi în Hristos și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Cel care ne-a sigilat, ne-a pecetuit și a dat zălogul Spiritului Sfânt în inimile noastre. Da?
această pecete care arată că îi aparținem total lui Hristos, ne-am pus pentru totdeauna slujba Lui și avem și această promisiune a ocrotirii pe care îl dă. Și avem mare nevoie de această promisiune, că oameni vin și mai mercantili în felul nostru, ne punem întotdeauna întrebarea, fac, dar ce primesc? Dacă fac, ce o să fac? Avem această promisiune. De ce este necesar? Că multă lume se întreabă, bun, dar de ce să primesc acest sacrament al mielului? Cu ce mă ajută? Am văzut. Ei, sacramentul spune Catehismul Bisericii Catolice la articolul 1285, prin acest sacrament al mielului, creștinii sunt legați mai desăvârșit de biserică, sunt întăriți cu o putere specială a Spiritului Sfânt și prin aceasta au obligația mai strictă de a răspândi și a apăra prin cuvânt și faptă credința ca și adevărați martori ai lui Hristos. Iată de ce e necesar. Să ne lege mai desăvârșit de biserică, să ne întărească și să ne transforme cu adevărat în vestitori, în mărturisitori ai credinței și, cum scrie Ioan în prima sa epistolă, ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Da? Cu alte cuvinte, avem și această întărire la nivelul credinței ca să putem să mărturisim ce și cum se cuvine. Un alt element pe care ar merita să-l subliniem și a fost întotdeauna o curiozitate și pentru mine când eram student, este consacrarea Sfintei Crisme sau a Mielului. Da? Este rezervată, sigur, episcopului în Biserica Latină, în Joia Mare, în timpul liturgiei crismale, o consacră pentru întreaga dieceză, la fel și la noi. Prefericitul Părinte Cardinal Lucian consacră Mielul care se folosește și pentru botez și pentru Sfinție de Biserici. E interesant ce zice Catehismul Bisericii Catolice citând liturgia din Antiohia, Biserica Siriană, rugăciunea de epicleză, respectiv de invocarea Spiritului Sfânt pe care o face Patriarhul peste acest ulei special. Și sună așa rugăciunea. Părinte, trimite pe Spiritul Sfânt asupra noastră și asupra acestui ulei care se află în fața noastră și consacră-l ca să fie pentru toți cei ce vor fi unși și însemnați cu el mir sfânt, mir preoțesc, mir regesc, mir al bucuriei, veșmântul luminii, haina mântuirii, darul spiritual, sfințirea sufletelor și a trupurilor, fericirea nepieritoare, pecetea neștearsă, scutul credinței, coiful înfricoșător împotriva tuturor uneltirilor celui rău. Iată câte atribute, deja doar dintr-o simplă rugăciune, vedem că are acest ulei cu care fiecare dintre noi a fost uns în momentul în care a fost confirmat sau a primit sacramentul mirului. Sigur, în ritul roman, episcopul este cel care întinde mâinile peste cei care primesc. Povestesc că dacă am fost în Occident și am participat la mir, episcopul întinde mâinile peste cei participanți. La noi, preotul întinde mâinile peste copil. La noi, de obicei, copiii sunt botezați și apoi miruiți. Da, face rugăciunea de epicleză, de invocarea Spiritului Sfânt, după care unge cu acest mir pe părțile importante, pe frunte, pe ochi, pe nas, pe urechi, la buze, pe piept, pe spate, pe mâini și pe picioare, fiecare ungere fiind însoțită de formula pecetea darului Spiritului Sfânt. Da? Imaginați-vă, în ghilimele, un tatuaj spiritual pe care îl primim, de neștepți. Da? E o pecete care nu se șterge. Este un sacrament care nu se repetă și care nu se șterge și la care nu poți renunța. Sigur, îl poți face inactiv dacă nu mai participi la lucrarea Spiritului, dar l-am primit odată pentru totdeauna și chiar dacă nu vedem semnul, suntem sigilați cu această pecete a darului Spiritului Sfânt. Catehismul Bisericii Catolice, articolul 1302. Din celebrare rezultă că rodul sacramentului mirului este revărsarea de plină a Spiritului Sfânt. Așa cum ne-a fost dăruită apostolilor în ziua de Rusalii. Iată cât e de important pentru noi. Dacă la liturghie, la Eucharistie, vorbim de o retrăire, o reactualizare, sigur, într-o formă nesângeroasă a jertfei de pe cruce, a cinei cele de taină, în momentul mirului, nu facem altceva decât să reactualizăm în sufletele noastre, chiar dacă suntem mici și nu conștientizăm, Rusalile, coborârea Spiritului Sfânt. Prin aceasta, mirul aduce creșterea și aprofundarea harului primit la botez. Ne înrădăcinează mai adânc în filiația divină prin care spunem Abba, Tată, ne unește mai strâns cu Hristos, sporește în noi darurile Spiritului Sfânt, ne leagă mai desăvârșit de biserică, ne dăruiește o putere specială a Spiritului Sfânt pentru a răspândi și a apăra credința prin cuvânt și faptă, ca adevărați martori ai lui Hristos, pentru a mărturisi cu curaj numele lui Hristos și a nu ne rușina niciodată de crucea lui. Astea sunt elementele pe care le conferă sufletelor noastre. Vă spuneam de mir, de confirmare în Biserica Latină. Am avut până acum două ocazii. Odată să particip
la Capela Sfântului Iosif, când a venit preasfințit Aurel Bergă pentru copilașii romano-catolici și atunci a fost primul meu contact cu mirul și a fost impresionat de toată celebrarea. Și am avut ocazia, după câțiva ani în Anglia fiind, să-l cunosc pe episcopul diecezei de Portsmouth, să concelebrez liturghia dânsul și să-l ajut, că așa ne-a cerut preoților concelebranți, să-l ajutăm, să ne rugăm pentru el și odată cu el pentru cei vreo 60 de copii, spun că aveau 12 ani, care au primit atunci mie. Ce m-a impresionat pe mine a fost predica sa scurtă, că mi-e plac astea scurte, nu vreau să mă lungesc, dar și modul în care plastic le-a explicat celor prezenți ce înseamnă mir. Fiind preot, fiind episcop nou consacrat și trimis în dieceză, zice, la momentul consacrării mele am primit o grămadă de cadouri, ca așa să obișnuiești. Și le-am desfăcut tot pe rând. Și zice, la un moment dat am desfăcut un pachetel mic, era un aparat din ăsta GPS, da? Toată lumea îl folosește ca să... Și a plecat de la acest aparat GPS ca să le facă comparația tuturor celor prezenți în biserică și erau câteva sute de creștini, arătându-le că, așa cum GPS-ul îți spune, du-te acolo, du-te pe dincolo, nu te duci acolo pe drum închis, nu te duce acolo să lucrează, în mod similar, mirul, coborându-l pe Spiritul Sfânt peste noi, ne arată care e direcția pe care trebuie să mergem, de ce să nu mergem într-o parte și să mergem în cealaltă. Mi s-a părut extraordinar această alegorie sau analogie, cum doriți să faceți, și care e simplă de înțeles și pentru noi, până la urmă, Spiritul Sfânt, prin sacramentul Mirului, ne transformă sau devine noi un GPS care ne permite să știm pe care direcție trebuie să mergem, care e direcția bună, ca să ne împlinim toate datoriile. Ca și botezul, ziceam și mai înainte, se dă o singură dată, are caracter de neșters, este semn că Iisus Hristos l-a marcat pe creștin cu pecetea Spiritului Său, îmbrăcându-L cu puterea de sus, ca să fie martor. Caracterul desăvârșește preoția comună a credincioșilor dobândită prin botez, iar cel miruit primește puterea de a mărturisi public credința creștină ca și misiune. E extraordinar lucrul ăsta, avem misiunea publică să-L mărturisim pe Hristos. Sigur, oricine a fost botezat și n-a fost încă miruit, poate și trebuie să primească sacramentul mirului. Prin urmare, revin la ce spuneam înainte, atenție, mă duc nu știu unde și nu miruiește preotul. Una-i alta. Eram în Israel în urmă cu câțiva ani și am ajuns la râul Iordan și au sărit doamnele pe mine și părinte, ne botezați în Iordan. Dar mă, v-a botezat toată părintele când a spus că nu mai pot eu boteza încă o dată. La fel este și cu mirul, da? Ne unge cu sticluța aia, e altă treabă, nu este sacramentul mirului. Oficiantul original al confirmării este episcopul în Biserica Latină, spuneam deja, iar în Orient se obișnuiește ca preotul care botează să confere imediat și mirul în una și aceeași celebrare, ne spune Catehismul Bisericii Catolice la articolul 1312, aceasta face cu Sfântul Mir, consacrat de patriarh sau de episcop, și asta exprimă unitatea apostolică a Bisericii, ale cărei legături sunt întărite prin sacramentul confirmării. În concluzie, ziceam că e scurt sacramentul, scurtă și prezentarea, mirul desăvârșește harul baptismal. Este sacramentul care ne-l dă pe Spiritul Sfânt pentru a ne înrădăcina mai adânc în filiația divină, pentru a ne încorpora mai ferm lui Hristos, pentru a face mai temeinică legătura noastră cu Biserica, pentru a ne asocia mai mult misiunii ei și pentru a ne ajuta să mărturisim credința creștină prin cuvânt însoțit și de fapt. Mirul ca și botezul imprimă în sufletul creștinului un semn spiritual sau caracter de neșters, de aceea acest sacrament poate fi primit doar o singură dată în viață. În Orient, sacramentul e administrat imediat după botez, fiind urmat de participarea la Eucaristie, tradiție care pune în relief unitatea celor trei sacramente de inițiere creștină, iar în Biserica Latină, la vârsta rațiunii conferit de episcop. Am pus la sfârșit un ultim verset scurt, ca și temă de casă pentru noi, după toate cele pe care mi le-am spus, din prima scrisoare a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19. Nu stingeți Spiritul. L-a primit, ne-a pecetuit, definitiv, irevocabil, datoria e clară, știm ce avem de făcut, să nu-L stingem, să lăsăm să lucreze în noi și prin noi, în toți ceilalți.